Zi mare pentru Beti Stoian. Artista împlinește astăzi 18 ani și o mai despart câteva zile până când va deveni mămica unui băiețel. Nu puteam să nu o felicităm, așa că îi spunem un călduros la mulți ani din partea întregii echipe. Beti este, așa cum spuneam, în direct cu noi. Beti, bună ziua, la mulți ani și toate dorințele să ți se împlinească. Vă mulțumesc mult, voi să de fiecare dată. Încercăm să fim alături de tine, în special în momentele fericite, că așa e frumos. Cum sărbătorești, Beti? Cum ți-a început ziua? Cum decurge ziua? Cum crezi că sărbătorești? Cu Robbie Bubble. Da? Așa va fi de acum înainte o vreme. Da. Ieșim la o masă, foarte lejer, nu vrem să facem nimic wow. Da, e o zi foarte importantă, că e cifra asta magică, 18. Da, am eu timp. E, lasă că sărbătoarea nu trebuie să fie neapărat cu destrăbălare. Da. Cine te-a felicitat, Beti? Toată lumea, toți prietenii mei, toată familia, tatăl meu, iubitul meu. Iubitul tău soț, nu te-ai obișnuit încă tot iubitul îi spui? Da, tot iubitul îi spun. Apropo de Cătălin, Beti, am văzut că ți-a făcut o urare extrem, extrem de emoționantă. Zice, noi că ne-a emoționat, dar rămite pe tine. Da, el tot timpul a fost așa. Adică gândește că el îmi face cam în fiecare zi declarații de genul ăsta. Știi că povesteam noi la Gala Antena Stars că îți face surpriză la fiecare aniversare. Și aproape fiecare zi a relației voastre, 4 ani au trecut, nu? A fost aproape, încă nu am împlinit 4 ani. Mulți înainte, Beti. Mulțumim mult. Dar zi-ne, cum te simți la 18 ani? Hai, mamă, să știi că nu e mare diferență. Eu știu. Nu e mare diferență, adică am făcut tot ce am vrut. Știi ce e mișto acum? Că nu să mai am nevoie de procură. Așa, că pot pleca când vreau eu într-o vacanță. Asta este cea mai mare bucurie pentru mine. Tu la 18 ani, Beti, ești o femeie, că putem spune, femeie împlinită. Te-ai căsătorit cu iubirea vieții tale. Eu am zis câteva zile mai sunt până când vei deveni mămică, nu? Acum așa că am zis corect. Nu, câteva zile mai este o lună și puțin. O lună și 30 ceva de zile. Exact, da, acolo. Deci tu ai îndeplinit multe până la vârsta asta. Cred că sunt alte sentimente decât alți tineri care împlinesc 18 ani, se gândesc ce petrecere fac de majorat, unde mă duc la facultate. Cred că n-aveam și eu planuri. Aveam planuri multe. Trebuia să plec în vacanță. Vorbiserăm amândoi, eu și cu Cătălin, să plecăm cu niște prieteni. Dar avem timp. Adică tu ți-ai imaginat puțin altfel această zi? Sincer, da. Eu mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani, când a fost o petrecere foarte mare de ziua ta de naștere, nu mai știu exact câți ani, împlineai 14 parcă și ai fost extrem de frumoasă. Ești la fel și acum, dar ești super împlinită, știi, e altceva de această dată. Așa este, da. Da, chiar sunt fericită și mă simt iubită și ce pot să spun mai mult, asta contează cel mai mult. Cum ai reacționat când ai citit mesajul de la Cătălin? Că el a făcut anumite dezvăluiri acolo. Știi, nu e un mesaj din ăla siropos cu te iubesc, dragostea mea, toată viața mea. El a zis, sincer, franc, am trecut și prin certuri și prin anumite lucruri prin care trec toate cuplurile. Tot timpul a fost sincer. Așa e, da. Și așa este. Nu există o relație, într-o relație să fie totul roz. Adică ar însemna că nu se iubesc. A zis și că ești puțin geloasă. Sunt geloasă, sunt destul de geloasă. Dar am o limită. Beti, ultima întrebare am astăzi, când vei sufla în tort, că mă gândesc că n-ai făcut încă până la ora asta, ce dorință spui? Ce dorință? E cam complicat să zic ce dorință îmi spun. Nu știu. Doresc să fiu exact cum sunt acum, nu să schimbe absolut nimic. Ai emoții pentru ce va urma peste 30 un pic de zile? Am destule emoții. Mulțumim mult, Beti, încă o dată. Nu te ține, te lăsăm să sărbătorești în continuare așa în liniște, alături de cei dragi. La mulți ani și ne auzim peste 30 un pic de zile. Așteptăm vești. Bine, vă mulțumesc mult. Mulțumim tare mult, Beti, dragi.